Salutare și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vom face cotlet de porc, învelit în bacon și cu piure de păstrăvă. Prima oară trebuie să curățăm cotletul de porc, apoi îl tragem la tigaie, iar după aceea îl vom pune la cuptor. Haideți să începem. Prima oară vom curăța cotletul de porc de desigur. Am curățat carnea, o punem la rumenit, iar apoi băgăm în cuptor. Până este gata cotletul, vom pregăti baconul. Trebuie să ne luăm oarecum mărimea din loc, să vedem cum să învelim absolut toată bucata de carne. Ce voi face? Voi pune o bucată așa, iar peste oarecum până la jumătate, pică o bucată. Deci va fi o bucată mai lungă. Cotletul de porc îl vom pune în tavă, la cuptor, dar pe lângă el vom pune și alte legume pentru a-i da gust. Și vom pune țelină, ceapă, morcov și usturoi, care va da un plus de gust preparatului nostru. Și îl vom pune întreg, după cuptor. Iar pe jur. Bun, iar acum luăm cotletul și învelim în bacon. Iar acum vom condimenta cotletul cu sare și pepe. Am mutat toată compoziția în altă tavă pentru a avea o tavă cu capac. Iar acum vom pune vinul. Iar acum vom pune cotletul la cuptor la 160 de grade timp de 3 ore. Până se face cotletul, vom face piure de păstrăvă. Am fiert pastârnacul, iar acum vom face piureul. Pentru piure avem nevoie de unt, smântână lichid. Și le blendăm împreună. Acum adăugăm untul. Adăugăm smântână lichidă și blendăm împreună. Cotletul este gătit, pireul este gata, iar acum vom face plating.